Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Haideți să urmărim împreună titlurile orei. Sunt temperaturi extrem de ridicate în toată țara, cu maxime care ajung chiar și la 37 de grade Celsius la umbră. De mâine însă intră în vigoare și un cod portocaliu de caniculă. Publicitatea la produsele de tutun, inclusiv pentru cel încălzit prin dispozitive electronice, va fi interzisă. Deputații au dat astăzi vot final în favoarea unui proiect de lege care vine cu o serie de restricții în domeniu. Vladimir Putin face un turneu prin Asia, prima oprire Coreea de Nord, unde astăzi se va vedea cu Kim Jong-un, iar mâine acesta va vizita Vietnam. După succesul categoric în fața Ucrainei, tricolorii au avut parte de o surpriză la întoarcerea în Würzburg, unde stau pe perioada campionatului. Un spectacol de artificii a așteptat la hotelul unde sunt cazați. Urmează două zile de foc în întreaga țară, în Oltenia, Banat, sud-vestul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Munteniei este cod galben de caniculă, iar de mâine intră în vigoare și un cod portocaliu. Vor fi temperaturi de până la 37 de grade Celsius, avertizează meteorologii. Nu vom reuși să ne răcorim nici măcar seara, pentru că vor fi nopți tropicale, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Se vor înregistra temperaturi ridicate pentru această dată. Maximele se vor situa în general între 32 și 35 de grade și local va fi caniculă. Iar disconfortul termic va fi ridicat. La noapte se vor înregistra temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorii de 20 de grade. Iar în ceea ce privește al doilea mesaj, vorbim despre o avertizare meteorologică de cod galben și cod portocaliu în cazul codului galben. Acest val de căldură se va extinde în toată țara și pe parcursul zilei de mâine. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 35 de grade și local va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat și un cod portocaliu valabil mâine pentru Banat, Oltenia, jumătate de vest a Munteniei, precum și sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. Aici vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că se vor atinge între 33 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic accentuat și, ca o mențiune, în zilele viitoare, valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic se va menține accentuat și după această dată. Reclamele stradale și din audiovizual ale țigărilor electronice vor fi interzise. Deputații au dat vot final în favoarea legii care vine cu mai multe restricții în domeniu. Interdicțiile sunt și mai drastice în cazul mesajelor care vizează minori sau tineri, ținta predilectă a producătorilor de profil. Votul a fost unul covârșitor, 269 pentru, iar colegul meu, Marius Vulpe, are toate informațiile. Bun găsit tuturor! Ei bine, se vine cu o reglementare de sorginte liberală, dar care a mai fost abordată și de către partidele din opoziție în acești ani, prin care orice formă de comunicare, de reclamă, mai ales în spațiul audiovizual, în ceea ce privește produsele din tutun, țigarete electronice, cele de tip vapat, alte produse electronice care presupun consumul de tutun fără ardere, pliculețele cu nicotină, ei bine, toate aceste produse nu vor mai beneficia de publicitate în spațiul audiovizual și nici de publicitate explicită, am putea spune, în atunci când se vine cu mesaje de genul aceste produse ar avea un efect terapeutic sau ar ajuta în procesul de luptă împotriva dependenței de tutun. Toate aceste mesaje vor fi eliminate pe viitor de către producătorii de tutun în campaniile acestora de promovare, iar în ceea ce privește minorii se interzice orice formă de publicitate a acestor produse, inclusiv la concerte unde participă minori sau la spectacole care sunt dedicate minorilor, inclusiv în unitățile de învățământ, în unitățile de asistență medicală și pe o distanță de 200 de metri în jurul acestor instituții. De asemenea, înțelegem că nu mai este voie să se vină și cu mesaje care se adresează minorilor sau care înfățișează minorii consumând aceste produse,
Asta în condițiile în care atât inițiatorul cât și ceilalți parlamentari prezenți la dezbaterea în plenul acestui proiect au invocat nivelul ridicat de consum, incidența consumului de tutun, inclusiv al celui prin produse, prin dispozitive electronice, în rândul minorilor. Acești inițiatori vorbeau în plen de faptul că în momentul de față unul din cinci minori consumă tutun, iar dacă punem la socoteală și produsele de vapap sau alte dispozitive electronice, incidența ajunge la aproape 30% în rândul minorilor. Nu este singurul proiect de lege. Recent s-a venit în Camera Decizională cu un proiect care interzice orice formă de vânzare a acestor produse de tutun, inclusiv acestor produse și dispozitive electronice pentru consumul acestei substanțe. Orice publicitate în urma votării astăzi a acestei inițiative legislative este interzisă, orice publicitate în spațiu public. E un fenomen îngrijorător faptul că tineri de 12, 13, 14, 15 ani deja cred că e cool, că e ceva deosebit să vapezi, să fumezi tutun încălzit, iar prin această inițiativă legislativă am interzis publicitatea la toate aceste aparate, la toate aceste instrumente, la toate aceste gadgeturi care încălzesc tutunul sau fac tinerii să facă acest act, cred eu, care le poate pune mai târziu sănătatea în pericol. Cred că este un prim pas, nu cred că este de ajuns în acest moment, dar cred că este un prim pas pentru a stopa încurajarea, în definitiv, a folosirii astfel acestor instrumente și acestor gadgeturi. Comercianții sunt obligați de acum să accepte plata cu cardul după ce legea care prevede ca toate firmele să aibă POS a intrat în vigoare. În acest fel, cine nu vrea să achite cumpărăturile cu banii jos are și opțiunea electronică. În plus, România ar putea și retrage cash de la POS-uri în limita a 500 de lei. Legea nu este însă obligatorie în această privință, iar comercianții nu se grăbesc să le ofere clienților opțiunea să scoată bani de la casele de marcat. Fie că vorbim de cafenele, florării sau tarabele din piață, niciun comerciant nu mai are voie să refuze plata cu cardul. Astfel, nu vor mai putea fi ascunse vânzările și evitate taxele fiscului, speră autoritățile. Însă noua măsură va însemna și costuri mai mari pentru comercianți. Chiria lunară pentru POS poate ajunge și la 50 de lei. În plus, la fiecare tranzacție efectuată cu un card, banca încasează un comision în medie de 1% din valoarea tranzacției. POS am de când am deschis compania undeva la începutul anilor 2000. Dezavantaje, bineînțeles, comisioanele care sunt în funcție de bancă. Noi avem un comision negociat, probabil că e sub 1%. Este foarte probabil ca în zonele rurale, îndepărtate, oamenii să nu-și pună niciodată, că doar vedem că sunt comune sau sate, cătone, fără energie electrică. Specialiștii sunt însă de părere că antreprenorii pot avea de câștigat din implementarea măsurii, având în vedere că majoritatea clienților plătesc acum cu cardul. Preferați să plătiți mai degrabă cash sau card? Card. Păi îmi este mult mai ușor cu cardul decât cash-ul. Cum vi se pare această măsură? Destul de ok. În mare parte din magazine achit cu cardul. Acum achit cash pentru că aveam ceva mărunt și am zis să scap de el. Dacă un comerciant nu își pune POS, este afectat. Lăsând la o parte prevederea legislativă, POS-ul a devenit un must be. Pentru că, practic, neavând POS, tu ca și comerciant îți trimiți clienții la concurență. Asta e definitoriu. Din punctul ăsta de vedere, legea este ok. Legea prevede și opțiunea de a retrage bani din magazinul cu POS. Legiuitorul lasă însă la latitudinea comerciantului dacă vrea să introducă sau nu opțiunea, având în vedere că sunt situații în care s-ar putea să nu aibă suficient numerar în casa de marcat. Un exemplu în acest sens sunt magazinele de pâine care trebuie să plătească marfa la prima oră. Tranzacția asta se deschide printr-o cumpărătură, indiferent cât de mare, poate să fie ceva foarte mic, dar s-a deschis linia și clientul poate să solicite de pe cardul lui, de la comerciant, 200 de lei era până acum. Acum am văzut că au făcut 500 în legea asta. Asta înseamnă că va vedea clientul pe contul lui o sumă
un minus, pe care el de fapt o primește la casa de marcat. Această opțiune ar fi utilă în special în zonele rurale, unde locuitorii nu au acces la bancomate. Însă aproape niciun comerciant din România nu a implementat-o, potrivit Asociației Comercianților Mici și Mijlocii. În țara noastră sunt 18 POS-uri la 1000 de locuitori, față de media europeană de 36 de terminale, conform datelor Băncii Centrale Europene de la finele anului 2023. România este ultima țară din Europa la capitolul plăți cu cardul, potrivit indicelui plăților digitale. 4 din 10 români nu au nici card, nici cont bancar. A început perioada vacanțelor, iar litoralul se aglomerează. Ce sfaturi dau salvamarii pentru a rămâne în siguranță, aflați în scurt timp în jurnal. Echipa națională a început perfect Euro 2024 cu o victorie clară în fața Ucrainei 3-0, iar astăzi tricolorii reiau pregătirea în baza de la Würzburg. Acolo se află și jurnalistul Euronews, Edi Popescu. Bun găsit de aici, din Würzburg, din landul Bavaria, acest orășel care este casă pentru tricolori în această perioadă. O perioadă, sperăm noi, cât mai lungă, pentru că victoria de ieri, sigur, ne dă motive, ne dă speranțe că Naționala României va trece de grupă. Astăzi se vor întoarce la pregătire, desigur. În câteva ore va fi acel antrenament la care vor participa doar 16 dintre jucători, adică cei care aseară fie n-au evoluat deloc, fie au intrat pe parcursul meciului, în timp ce ceilalți titulari vor avea un program separat pentru a se reface și pentru a fi cât mai bine pregătiți la meciul cu Belgia, ce se va juca la Köln pe 22 iunie. Naționala va fi de asemenea la Würzburg aici mâine și poi mâine. Iar pe 21 iunie, cu o zi înainte de meciul cu Belgia, jucătorii și staful naționalei vor pleca către Köln, adică orașul în care se va juca acest meci, tot cu trenul, așa cum au făcut-o și la München pentru meciul cu Ucraina. Vedem în spatele meu și acea minge cu multe mesaje de susținere sau mesaje motivaționale care vin din partea selecționerului sau jucătorului. Acesta este drumul nostru, nu-l scrie nimeni altcineva pentru noi, a spus Edi Iordănescu la unul dintre meciurile din campania de calificare. Pare, iată, un mesaj extrem de potrivit pentru acest moment. În următoarele ore vom reveni cu imagini de la conferința de presă, acolo unde va fi prezent Adrian Rus, fundașul echipei naționale, apoi de la antrenamentul echipei, așa cum vă povesteam. Ne auzim în jurnalele următoare din Würzburg, din Germania, pentru Euronews România, Adrian Ghiță și Eduard Popescu. Așa au fost primiți jucătorii echipei naționale la Würzburg după victoria obținută în fața Ucrainei. Sărbătoarea a început însă mult mai devreme, chiar pe stadionul din München, imediat după fluierul final al arbitrului. Fanii echipei naționale au continuat petrecerea până târziu noapte. Pentru mulți a fost pentru prima oară când au sărbătorit o victoria naționalei la un campionat european. Ultimul succes al tricolorilor a fost în anul 2000, scor 3-2 cu Anglia. Naționala României urmează să se pregătească acum pentru jocul cu Belgia, echipă care a pierdut surprinzător cu Slovacia. Trebuie să rămânem modești, cu picioarele pe pământ, pentru că totuși suntem una dintre cele mai slab cotate echipe de la acest european. Dar cu modestie și inimă mare putem face rezultate minunate. Ne așteaptă un meci extrem de greu cu Belgia și vrem din nou să demonstrăm că merităm aici și vrem să trecem de grup. Meciul dintre România și Belgia, din etapa a doua a fazei grupelor, se va juca la Köln pe 22 iunie. România au cucerit Münchenul. 10.000 de suporteri îmbrăcați în galben se află la tot pasul prin centrul orașului, iar localnicii vorbesc despre reușita țării noastre. Mai mult decât atât, zeci de taxiuri au fost branduite cu logo-ul României. Taxiurile inscripționate cu brandul de țară al României au mers la Hotelul Tricolorilor pentru un salut simbolic. Au fost întâmpinate acolo de foștii internaționali Vlad Munteanu, Marius Nicolae și Lucian Țânmărtean.
O să vezi un oraș plin cu însemnele României pe mașini peste tot? Extraordinar, am ieșit aseară. Emoția și bucuria fanilor care sunt prezenți aici, datorită echipei naționale, este un lucru pozitiv. Bucuria cu care ne-au întâmpinat, am stat între ei, lucru mai rar pentru mine, fiindcă n-am fost chiar obișnuit cu astfel de atmosferă, dar oamenii așa cu un soi de ăsta de bunătate și de prețuire și respect pentru ce s-a întâmplat la echipa națională și ce se întâmplă și de acum încolo. Jucătorii s-au pozat cu taxiurile, iar șoferii spun că sunt mândri că pe mașinile lor apare logo-ul unei țări care participă la Euro. Campania este coordonată de Ministerul Turismului. Peste 600 de taxiuri din Germania au fost colantate cu emblema României și iată o imagine frumoasă cu Castelul Peleș. Marile orașe din Germania, Frankfurt, Berlin, Hamburg și München, unde suntem noi acum, au în circulație astfel de taxiuri pe care scrie România. Acțiunea este coordonată de către Ministerul Turismului și este evident pentru promovarea României pe perioada campionatului european. Taxiurile cu România pot fi văzute în toate marile orașe care găzduiesc meciuri la Euro. Cel puțin 22 de oameni au fost răniți, printre care și 3 copii, în urma unui bombardament al armatei ruse asupra orașului Poltava din centrul Ucrainei. Mai multe blocuri de apartamente au fost avariate. Distrugeri majore au fost provocate și infrastructurii energetice, iar zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate. Bombardamente puternice au fost și în mai multe localități din regiunile Herson și Donetsk. Autoritățile au anunțat că printre victime sunt și civili. Pe de altă parte, potrivit presei de la Kiev, armata ucraineană a atacat cu drone kamikaze 2 depozite mari de produse petroliere din regiunea rusă Rostov, în apropierea graniței. Ministerul rus pentru situații de urgență a publicat imagini cu incendiul puternic de la unul dintre depozite. Flăcările s-au extins pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, iar la fața locului au fost mobilizați peste 200 de pompieri. Între timp, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a anunțat că armata ucraineană a început o contraofensivă în regiunea Kharkov, acolo unde trupele ruse au ocupat mai multe localități de la graniță. Succesul forțelor ucrainene vine pe fondul accelerării livrărilor de armament și echipamente militare de către țările occidentale. Вдається нашим силам поступово витискати окупанта з Харківщини. Дякую за це кожному воїну, кожному підрозділу, які чітко виконують поставлені задачі, а особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами. După ce armata rusă a deschis un nou front în regiunea Kharkov, Statele Unite și o serie de țări europene și-au dat acordul ca armata ucraineană să lovească ținte militare de pe teritoriul Rusiei cu rachete de producție occidentală. Președintele rus Vladimir Putin merge astăzi într-o vizită oficială în Coreea de Nord, asta a anunțat Kremlinul. Vizita de 2 zile este una de răspuns după ce în septembrie anul trecut liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a avut un turneu de mai multe zile în Rusia, inclusiv la fabrici de armament. Din Coreea de Nord, liderul de la Moscova va face o vizită în Vietnam. Relațiile bilaterale dintre Rusia și Coreea de Nord s-au aprofundat mult după invazia rusă în Ucraina. Phenianul este unul dintre principalii furnizori de armament pentru armata rusă și ar fi livrat până în prezent aproape 7.000 de containere cu muniție și echipamente militare. Țările occidentale sunt îngrijorate că Moscova ar putea oferi în schimb tehnologii militare moderne care ar ajuta regimul nordcorean să-și dezvolte programul de rachete. În luna martie, Rusia a blocat prin veto programul ONU de supraveghere a sancțiunilor impuse Phenianului din cauza programului său nuclear. Во-первых, он неизбежен. Просто сейчас идет активное развитие коммерческого сотрудничества, в основном, скажем так, военно-коммерческого сотрудничества. На стадии военного конфликта будет довольно активное взаимодействие по вопросам простой торговли оружием. Северокорейцы будут пытаться получить военное tehnicistul какой-то содействие военной технологии. Prima vizită a lui Vladimir Putin în Coreea de Nord a avut loc în anul 2000, la o lună după ce a fost investit pentru primul său mandat de președinte. Iar despre miza și implicările pe care o are întâlnirea liderului rus cu cel de la Hanoi, a vorbit expertul în securitate internațională Alexandru Georgescu pentru Euronews România.
Eu cred că pentru regiunea aceasta mai importantă este vizita lui Vladimir Putin în Vietnam, ținând cont de relația de lungă durată, inclusiv cei peste 25 de ani în care Rusia și Uniunea Sovietică au fost prezente în cea mai importantă bază militară din regiune, din Golful Cameron, care fusese înainte baza americană, și ținând cont de cooperarea militară care există între Rusia și Vietnam, dar în același timp Vietnamul având cooperarea cu Quadul și cu Statele Unite ale Americii, ca un fel de echilibrare. Iar țările NATO își cresc bugetele de apărare pe fondul războiului din Ucraina și al amenințărilor de securitate pentru Europa. 23 din 32 de state care fac parte din alianță au atins deja ținta de cheltuieli de 2% pentru apărare. Anunțul a fost făcut de șeful alianței, Jens Stoltenberg, în timpul unei întrevederi cu președintele american Joe Biden. Față de anul 2021, înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, când doar 6 state îndeplineau acest obiectiv. Printre țările care alocă peste 2% din PIB pentru apărare, se numără și România. Lider în Europa este Polonia, cu cheltuieli de peste 4%. They show that across Europe and Canada, NATO allies are this year increasing defense spending by 18%. That's the biggest increase in decades. And 23 allies are going to spend 2% of GDP or more on defense this year. That's more than twice as many as 4 years ago, and demonstrates that European allies and Canada are really stepping up and taking their share of the common responsibility to protect all of us in the NATO alliance. Președintele SUA, țară cu cel mai mare aport la bugetul NATO, consideră anunțul drept unul foarte important. NATO was founded 75 years ago and it's I think the lessons we've learned then and about standing together to defend and deter aggression have been consequential. And we've made NATO under your leadership we made it larger, stronger. And then it's more united than it's ever been. Discuțiile dintre liderul de la Casa Albă și șeful NATO au avut loc cu puțin timp înaintea summitului din luna iulie. Se așteaptă ca atunci țările aliate să anunțe noi măsuri de susținere a Ucrainei. De asemenea, urmează să se decidă și candidatura noului secretar general al alianței. Începe vacanța de vară și zeci de salvamari sunt deja pe litoral și supraveghează plajele. Aceștia spun că este foarte important ca turiștii să le respecte recomandările și să cunoască semnificațiile steagurilor arborate. De multe ori aceste informații pot să salveze o viață. Mai multe detalii aflăm de la Gabriel Culea, coordonatorul salvamarilor din Constanța. Acesta este steagul roșu cu galben, roșu. Este steagul de prezență, de practic, prezență. În foișor, da? Da, în momentul în care noi începem activitatea, arborăm acest steag. Am terminat activitatea, am dat steagul jos. E bine turiștii să facă îmbăierea în astfel de zone unde văd această semnificație. Este un semn internațional unde se pot folosi și pe alte plaje, nu neapărat numai la noi în țară, și în alte plaje internaționale. În momentul în care încep să apară pericole în apă, apa începe să fie agitată, undulația valului să fie mai mare decât o mare liniștită și calmă, se arborează steagul galben. Este recomandat doar celor experimentați. Foarte mare atenție părinții, cei care nu știu să noate foarte bine, să nu mai lase copiii nesupravegheați, nu mai au voie la îmbăiere cu obiecte gonflabile, gen colac, saltele, pentru că pot fi dărâmați sau întorși și pot apărea evenimente neplăcute. Cei care nu știu deloc să noate, nu le mai recomandăm să intre la îmbăiere, pentru că își pot pune viața în pericol. Cei care știu să noate foarte bine, la fel și ei, deja și-au luat măsuri de siguranță, nu se mai aventurează, nu mai intră foarte mult la scăldat sau dacă doresc să noate mai mult decât și-au propus, să reducă și să vină în siguranță la mal. Steagul roșu îl arborăm atunci când nu sunt condiții prielnice de îmbăiere. Nu îl arborăm, nu dorim noi să le dăm voie, nu. Turiștul, când vede acest steagul, trebuie să-și dea seama, să conștientizeze că își pune viața în pericol. Sunt situații în care și pentru noi, salvatorii, salvamarii, e periculos. Chiar dacă avem echipamente, recomandarea, tot timpul o spunem, mai bine stau, privesc marea,
nu intră la îmbăiere, este steagul roșu, este interzis. Este interzis prin lege, este printr-o hotărâre de guvern dată. Da, sunt sancțiuni care se pot da, nu de noi, Serviciul Salvamar, că nu ăsta este rolul nostru, ci de organele de abilitate care pot face și aplica astfel de sancțiuni. Mulțumim foarte mult! Vă doresc o vară fără incidente aici pe litoral. Toți turiștii să petreacă o vacanță în liniște. Știm că voi supravegheați plaja, deci ne simțim protejați. Doamnelor și domnilor, dacă veniți la mare, atenție la semnificația steagurilor. Cel mai important este să ajungeți în siguranță înapoi acasă. A fost a doua zi în care absolvenții de liceu au susținut proba orală la limba și literatura română în cadrul examenului de bacalaureat. La această probă nu se acordă note sau calificative de tip admis-respins, ci se va stabili nivelul de competență corespunzător în concordanță cu grilele naționale sau europene. Peste 134.000 de candidați, atât din promoția curentă cât și din seriile anterioare, sunt înscriși în sesiunea de vară a bacalaureatului. 7 din 10 români returnează toate ambalajele cu garanție la punctele de colectare. Potrivit celui mai recent studiu realizat pe această temă, motivația principală care stă la baza acestui obicei este recuperarea banilor plătiți pe garanție. Ca tendință, frecvența cu care românii merg la punctele de colectare a ambalajelor într-o lună obișnuită crește odată cu înaintarea în vârstă. Peste 40.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună. Aproape jumătate dintre acestea se adresează studenților și elevilor care vor să muncească pe perioada verii. Potrivit unei platforme de joburi din România, domeniile în care tinerii fără niciun fel de experiență își pot găsi un loc de muncă sezonier sunt retail-uri, industria alimentară, serviciile și turismul. Acestea au fost știrile. La fix vă așteaptă colegul meu Claudiu Popa. Între timp puteți să ne citiți și pe site-ul nostru euronews.ro.